Derbiul etapei a treia din cadrul diviziei A1 la volei masculin dintre echipele SCMU Craiova și Volei Municipal Zalău a fost câștigat de zălăoani în favoarea lor după disputarea a 5 seturi. Zălăoanii au început partida în forță și au tranșat primul set în favoarea lor cu scorul de 25-19. Gazdele au revenit în joc și au relansat partida trecându-și în cont setul secund cu 25-22 și tot ei au câștigat și cel de-al treilea parțial la limită scor 25-23. Elevii lui Stoian Stoiev au reușit să revină și să reintre în joc în setul cu numărul 4 pe care l-au câștigat cu 25-22 și au trimis partida în decisiv. Actul cu numărul 5 a fost disputat și a fost câștigat cu 15-13 de vicecampionii care au bifat a treia victorie consecutivă din acest sezon, din tot atâtea partide disputate și se menține pe locul 3 în clasament după VCM Tomis Constanța și CS Dinamo București.